Angel Salini. Odată cu independența politică atât de greu cucerită, România își afirmă drumul spre Europa. Venirea regelui Carol I face să renască spiritul latin adormit parcă timp de 2000 de ani. Franța ne consideră cu mândrie sora mai mică, iar geniul strămoșilor purcede la ruperea de Orient, săgetând orizontul cu drumuri de fier, ridicând poduri și alte clădiri de utilitate, cum nu se mai aflau nicăieri în lume, aproape ciclopice. Între arhitecții europenizării României, un loc de frunte, dacă nu chiar primul, îl ocupă Angel Salini. S-a născut în data de 2 mai 1854 în comuna Șerbănești, județul Tecuci. Cursurile primare le urmează în pensionatul tatălui său, Alfred Salini din Focșani. Figurează în prima serie de elevi ai gimnaziului proaspăt înființat în oraș. În 1869 pleacă în Germania, unde, după încheierea studiilor secundare, se înscrie la Universitatea din Berlin, la secția de astronomie. 2 ani mai târziu se înscrie la Școala Politehnică din Charlottenburg, pe care o absolvă în anul 1874. Muncește în nordul Prusiei la lucrări hidraulice și la construcția liniei ferate Cottbus-Frankfurt pe Oder timp de un an. La sfârșitul anului 1875 se întoarce în țară. La 1 ianuarie 1876 este angajat la Serviciul de Poduri și Șosele din Ministerul Lucrărilor Publice, pentru ca în luna mai a acelui an, datorită capacităților sale, să fie numit asistent la secția a doua a liniei ferate Ploiești-Predeal, ce deschidea prima poartă spre România Ardeleni. Concomitent proiectează aleile șoselei Chiselev la cererea primăriei capitalei. Din primăvara anului 1879 participă, sub conducerea lui Dimitrie Frunză, la construcția liniei ferate Buzău-Focșani-Mărășești. În ziua de 18 octombrie 1881, inaugurarea liniei Buzău-Mărășești a adunat pe traseu sute de mii de oameni, s-au ținut discursuri, s-au enunțat planuri care străinilor li s-au părut simple fantezii, dar care după câțiva ani s-au materializat. În aceeași seară s-a înființat Societatea Politehnică Română. Între cei 52 de membri ai noii instituții se afla și Angel Salini, pe atunci în vârstă de doar 27 de ani. Reputația lui crescuse la o asemenea cotă, încât în anul 1884 îi se încredințează marile lucrări ale porturilor Brăila și Galați. Trebuiau construite cheiurile de acostare, silozurile de cereale și magaziile de mărfuri. Aceste lucrări nu aveau doar o mare importanță economică, dar erau și foarte dificil de realizat din cauza șubrezimii terenului pe care urmau să se fundeze cheiurile. Existau doar două soluții tehnice de construire a portului, fie acostarea la mal, fie construcția unor bazine separate în care se încarcă și descarcă mărfurile. Angel Salini, judicios și motivat, a ales soluția bazinelor. Va învinge dificultatea terenului, așezând temelia cheiurilor pe piloni și fascine. Mari case fuseseră chemate pentru construcția aceasta, Gerner din Viena, Eiffel din Paris, Philip Holtzmann din Frankfurt, dar toate și-au declinat competența. Pentru silozuri, Salini folosește betonul armat pentru prima dată în România și pentru prima dată în lume la silozuri. În America erau din lemn, la Budapesta din celule metalice, la Trieste din tablă perforată, iar cele din Mannheim din celule de lemn. Felul în care a dus la bun sfârșit această sarcină a sporit faima crescând a tânărului inginer, câștigând totodată și încrederea regelui Carol I și a lui Ion Brătianu. Între anii 1882 și 1886, Angel Salini construiește liniile ferate Adjud-Târgu Ocna, Bârlad-Vaslui-Iași, Crasna-Huș, Filiaș-Târgu Jiu. De importanță vitală sunt podurile de la Cosmești, podul peste Trotuș de la Onești și Urechești, toate făcute din fier. Calitatea lucrărilor îi aduce o poziție de prim rang în ierarhia inginerilor constructori. Carol I, recunoscut pentru zgârcenia cu care făcea aprecieri, îl numește Gloria Țării. Doar Bogdan Petriceicu HD-ul mai fusese numit așa de rege. În anii 1883 și 1886 au fost organizate două concursuri internaționale pentru o lucrare de o importanță vitală, legarea țării de Dobrogea printr-un pod care să traverseze Dunărea.
comisiile ambelor concursuri au găsit neconcludente soluțiile prezentate în ambele cazuri. Angel Salini primește astfel sarcina de o importanță care altuia i s-ar fi părut copleșitoare. În mai puțin de 2 ani, înconjurat numai de ingineri români, în mare parte foști studenți ai săi, termină proiectele podului și un remarcabil memoriu care justifică dispozițiile adoptate de dânsul. Soluțiile sunt total diferite de cele prezentate în concursurile internaționale. Grinzile cu console nu fuseseră propuse de niciun alt inginer, iar numărul și mărimea deschiderilor au fost astfel calculate că s-a ajuns la o deschidere centrală de 190 de metri, cea mai mare de până atunci din Europa continentală, și la 4 deschideri de 140 de metri, în total 700 de metri lungime de pod. Contrar avizului celor două comisii, metalul ales de Salini a fost oțelul și nu fierul. Era la acea vreme cel mai lung pod din Europa. În echipa de ingineri români a activat și viitorul ctitor al României Mari și prim-ministru Ion Cebrătianu, de profesie inginer constructor. Toate lucrările începute în anul 1890 s-au terminat în toamna anului 1895. În prezența monarhului, familiei regale, a miniștrilor și a invitaților străini, a unui numeros public, cele 15 locomotive ce formau trenul de încercare, împodobite cu flori și steaguri, au străbătut podul cu o iuțeală de 70 de km pe oră. Salini, care purta marele cordon al coroanei României, este felicitat de rege și de familia regală. Ziua de 14 septembrie 1895 a fost o zi istorică pentru România și măreață pentru tehnica românească. Franz Dușek a imortalizat această lucrare de artă în fotografii uluitoare, avangardiste, care preced cu un deceniu marile curente înnoitoare din arta plastică. 4 ani mai târziu, Angel Salini se implică într-un alt proiect gigantic, portul Constanța. Urmând lui Ighe Duca la conducerea proiectului, Salini elimină mai întâi antrepriza Haie, greoaie și costisitoare. Raymond Poincaré, vestitul avocat francez care apăra antrepriza înlăturată, pronunță în pledoaria sa fraza care avea să facă epocă: să nu uităm, domnilor, că ne aflăm la porțile Orientului. Nu i-a folosit la nimic. Salini a preluat fără drept de apel lucrările și a început prin a modifica proiectul. În locul cheiului prevăzut pentru a importa petrol din Azerbaidjan, a construit un bazin pentru exportul petrolului românesc. Pentru comerțul cu cereale, a construit vestitele silozuri admirate și astăzi de specialiști. În ziua inaugurării, 27 septembrie 1909, regele Carol I a spus: putem privi acest port ca pe un factor de căpetenie al propășirii economice și ca pe o mândrie națională. Era ultima creație colosală a lui Angel Salini, care se dedică muncii de îmbunătățiri funciare. A avut diferite funcții și demnități: director general al căilor ferate române, a condus serviciul maritim, serviciul hidraulic, un an a fost ministru al lucrărilor publice, profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele din București și 3 ani președinte al Academiei Române. Pretutindeni s-a achitat de datorie în mod strălucit. A fost omul care și-a pus amprenta pe fruntea prezentului, sortindu-l nu odată referinței viitorimii. A fost printre puținii aleși de soartă să fie admirat și recunoscut în viață. La moarte, care a survenit în data de 17 iunie 1925, i s-au făcut funeralii naționale. Se spune că a murit în păcat. Ce avea să-și reproșeze? Era o glorie a țării.